I am vibration, I am timeless, I am unity, I am activating, I am me, we are all. Bună seara și bine ați venit la emisiunea Baia Alexa. În această seară, după cum vedeți, începem la miezul nopții, dar după fusul orar din Statele Unitele ale Federației Ruse, ca să spun așa. Să ne pregătim. Da, ne pregătim și bineînțeles că nu puteam să o am invitată decât pe Anca Cernea. Anca, bună seara, bine ai venit. De fapt, ne-am întâlnit să discutăm despre unde am ajuns fără decomunizare și fără lustrații. Exact. Iată unde am ajuns. Înainte de a te ruga să comentezi, astăzi ați publicat un articol pe blog, Nemaipomenit de frumos, mi-a plăcut extraordinar de tare, din care o să citesc soluția a treia lui Winston Churchill și a lui Vladimir Bukovski. Nu-i de asta. Da, a apărut, mă rog, da, a apărut la voi și da, mie mi-a plăcut, da, nu m-am uitat așa. În ultimul timp mă tot gândesc la vorbele lui Churchill. Va fi război, praf și pulbere se va alege, iar eu simt că întineresc cu 20 de ani. Nu e așa că eu asta simt. Ne sculăm din punct, ca să spun așa. La meeting și da. Strig jos Iliescu. Da. Deci să vă citesc soluția a treia a lui Winston Churchill și Vladimir Bukovski din Starea de asediu a lui Camus. Din Jurnalul Fericirii. Din Jurnalul Fericirii, da. Mai Temeiul dictaturii e o fantasmă. Frica. Ea se rezumă în prezența tiraniei, a supririi, mizeriei, nenorocirilor, urgiilor, năpastelor, primejdilor. Nu numai că nu te dai bătut, ci dimpotrivă, scos din ele pofta nebună de a trăi și de a lupta. În martie 1939, Churchill îi spunea Martei Bibescu: va fi război, praf și pulbere se va alege din Imperiul Britanic. Moartea ne pândește pe toți, iar eu simt că întineresc cu 20 de ani. Cu cât îți merge mai rău, cu cât sunt greutățile mai imense, cu cât ești mai lovit, mai impresurat, ori mai supus atacurilor, cu cât nu mai întrevezi vreo nădejde probabilistică și rațională, cu cât cenușiul, întunericul și vâscosul se intensifică, se puhăvesc și se încolocesc mai inextricabil, cu cât pericolul te sfruntează mai direct, cu cât ești mai dornic de luptă și cunoști un simțământ crescând de inexplicabilă și covârșitoare euforie. Ești asaltat din toate părțile, cu forțe infinit mai tari ca ale tale. Te înfrâng, le sfidezi, ești pierdut, ataci. Așa vorbea Churchill în 1940. Râzi, îți ascuți dinții și cuțitul, întinerești. Te furnică fericirea, nespusa fericire de a lovi și tu, fie chiar infinit mai puțin. Nu numai că nu deznădăjduiești, că nu te declari învins și răpus, dar și guști din plin bucuria rezistenței, a împotrivirii și încerci o senzație de nevalnică, dementă voioșie. Soluția aceasta, firește, presupune o tărie de caracter excepțională, o concepție militară a vieții, o formidabilă întârjire morală a trupului, o voință de oțel înnobilat și o sănătate spirituală adamantină. E probabil că presupune și un duh sportiv, să-ți placă bătălia în sine, încăierarea mai mult decât succesul. Că tot spun eu, ca o paranteză, că m-am născut în linia întâi. Și ea e salutară și absolută, deoarece e bazată pe un paradox. Pe măsură ce ei te lovesc și îți fac mai mult rău și îți impun suferințe din ce în ce mai nedrepte și te încolțesc în locuri mai fără de ieșire, tu te veselești mai tare, tu te întărești, tu întinerești. Cu soluția Churchill se identifică și soluția Vladimir Bukovski. Bukovski povestește că atunci când a primit prima convocare la sediul KGB, n-a putut închide un ochi toată noaptea. Firesc lucru, își va spune cititorul cărții sale de amintiri, cum nu se poate mai firesc, nesiguranța, frica, emoția. Dar Bukovski urmează: n-am putut dormi de nerăbdare. Abia așteptam să se facă ziua, să fiu în fața lor, să le spun tot ce cred eu despre ei și să intru în ei ca un tank. Fericire mai mare nici nu-mi puteam imagina. Iată de ce n-a dormit. Nu de teamă, de îngrijorare, de emoție, ci de nerăbdarea de a le striga adevărul de la obraz și de a intra în ei cu un tank. Cuvinte mai extraordinare nu cred să se fi pronunțat ori scris vreodată în lume. Și mă întreb, nu pretind că e așa cum spun eu, nu, câtuși de puțin. Mă întreb doar, nu pot să nu mă întreb, dacă nu cumva universul acesta, cu toate rolurile lui de galaxii, cuprinzând fiecare mii ori milioane de galaxii, fiecare cu miliarde de sori și cel puțin câteva miliarde de planete în jurul acestor sori, dacă nu cumva toate spațiile, distanțele și sferele acestea măsurate în ani lumină, parseci și catralioane de mii de mile, toată viermuirea aceasta de materie, aștri, comete, sateliți, pulsari, coasari, găuri negre, pulberi cosmice, meteori, mai știu eu ce, toate erele, toți eonii, toate timpurile și toate cuantumurile spațiotemporale și toate astrofizicile newtoniene, ori relativiste, au luat ființă și există numai pentru ca să fi putut să fie exprimate aceste cuvinte ale lui Bukovski. Superb! Da, asta frumos și mă bucur că ai început cu asta, Alexa. Am început și cu o glumă, pentru că mi-a dat asta, așa o stare, știi, mi-a adus aminte cine sunt, de fapt. Aceste cuvinte mi-au adus aminte cine sunt, cu adevărat. Că sunt o luptătoare și nu... E bine să ne amintim de lucruri de astea și să citim Jurnalul Fericirii și astfel de texte, pentru că am văzut în ultimele zile niște treceri așa radicale, de la speranță și de la agonie la extaz, da, apoi la mare decepție legată de anunțurile de lunțar, iar speranță, iar învoicăreală, auză o mulțime de lume foarte speriată. Acum, motive de speriat există, nu putem să contestăm. Există. Dar cred că trebuie să trecem de la starea de surpriză așa, și de șoc în fața loviturii de stat pe care tocmai am trăit-o și să începem să fim mai organizați și mai curajoși, în primul rând. Și cred că ar trebui să ne propunem toți să nu ne mai voicărim. Să ne propunem să limităm voicăritul la o singură persoană cu care între patru ochi avem voie să ne plângem și niciodată să nu mai ducem vorbe din astea de fetiste într-un grup de mai mare de 3. Nu, deci lucrurile astea se propagă așa în valuri și nu e de folos pentru nimic. Acum e momentul să ne gândim serios la ce avem de făcut, avem foarte multă treabă, nu are rost să ne mai plângem de milă. O strategie a lui Sun Tzu, da? Demoralizarea adversarului fără luptă, știi? Îl demoralizezi, da, ca să nu mai lupte. Și lucrurile nu sunt chiar atât de disproporționate cum erau în situația lui Bukovski. Absolut, absolut. Adică nu singur cu tot imperiul răului în fața lui. Da, da. Așa că și noi avem exemplele noastre, avem și noi destule mărturii din închisori și oameni care s-au purtat extraordinar de frumos și de demn în situații mult mai grele decât asta în care suntem noi. Și cred că nu strică referirea la credință până la urmă, că de acolo vine forța asta. De-aia, pentru că am pierdut credința, de-aia suntem așa dați cu capul, când de un perete, când de celălalt. Și de-aia, de fapt, se și întâmplă toate aceste nenorociri, pentru că și cei care le fac nu mai au reperul ăsta. Adică și închipuie că legile astea omenești, pe care poți să le învârci și să le manipulezi, să le întorci cum vrei, sunt, aici se rezumă totul, asta cuprind toate legile care există. Și nu e așa, mai sunt niște legi și alea chiar că n-ai cum să le calci fără să plătești. Sigur, adevărul este că, poate că, cum să spun eu, nu neapărat voiecăreala, ci starea asta de nebine pe care o au marea majoritate a celor care, de exemplu, ne uităm în blogosferă, pe Facebook și mulți au starea asta de, cum să spun, nu de lehamite, ci de saturație. Deci mizeria a ajuns... Decepția e foarte mare, decepția e foarte mare. Mizeria a ajuns la punctul în care nu mai punctul fără întoarcere, așa cum scria și Mișu pe blogul ei, au ajuns la punctul de unde nu se mai pot întoarce. Deci ei merg până la capăt, indiferent ce se întâmplă. Da, ei sunt obligați la un fel de fugă înainte, pentru că nu mai au loc de întors. Așa cum spuneam mai de mult în alta emisiune, merg pe totul sau nimic. Da, și se vede treaba că sunt un premier și un președinte interimar de unică folosință. Da. Acum asta e singura carte pe care am și pierdut-o, putem spune, da. Mă rog, încă mai sunt niște etape până când lucrurile astea vor fi pecetluite. Dar mai este de luptat. Mai este încă mult de luptat și chiar că nu e cazul să stăm să ne voicărim, să ne plângem de milă. Cred că important este să ne gândim bine de ce am ajuns în această situație. Pentru că de vreme ce s-a mai întâmplat și în 99 cu mineriada împotriva lui Radu Vasile și s-a mai întâmplat... Da, avem o grămadă de... se pare că se tot întâmplă. Da. Și nu e deprisos întrebarea asta. De ce am ajuns iar la situația asta? Era oare de prevăzut să ne întoarcem la 1990? Eu zic că era de prevăzut și aduceam că noi am tot scris și am tot atras atenția că vom ajunge, dar chiar puțin în emisiune n-am spus că vom ajunge înapoi în anii 90 cu politica anilor 50. Se poate chiar și înainte să ajungem, adică să dăm timpul și mai înapoi, sigur, dacă lucrurile o iau așa la val. Da. Și asta pentru că noi am moștenit o situație foarte amestecată. Da. Sistemul Iliescu, rezultat din mineriade și din toate operațiunile alea, CPU-NEU, producția de partide, infiltrarea partidelor adevărate istorice, toată configurația aceea politică creată de Iliescu în 1990, a purtat cu ea un păcat strămoșesc al lipsei lustrației și de comunizării, al lipsei de aplicare a punctului 8 de la Timișoara. La vremea respectivă, indivizii care acum alcătuiesc sistemul mogulist erau mai slabi, cel puțin din punct de vedere economic. Faptul că nu s-a aplicat punctul 8 de la Timișoara le-a permis să mai stea încă la butoane mulți ani, chiar și după ce oficial puterea trecuse în mâinile Convenției Democratice și nominal Convenția guvernă țara. De fapt, Convenția n-a făcut schimbări radicale, așa cum face Ponta în aceste 2 săptămâni. În 4 ani, nici măcar Convenția nu s-a atins de toți dinozaurii și tot Jurassic Park-ul pe care l-am obținut în toate instituțiile statului, care practic erau aceleași ca pe vremea comunismului. Sigur, cu un anumit rulaj legat de vârstă, dar tot în cadrul castei. Adică, să zicem, ieșea la pensie un dinozaur mai bătrân și intra unul mai tânăr și era format tot în spiritul castei de dinozauri. Păi uite-te că avem rezultatul, avem astăzi. Această caracatiță s-a obrăznicit, s-a îngrășat, a făcut noi recrutări, am cooptat noi membri și iată că lucrurile sunt acolo unde sunt. Am avut o șansă deosebită cu Băsescu. Băsescu nu era de prevăzut. Așa cum arată clasa politică românească și cum arăta în 2000, nu te așteptai să apară un astfel de fenomen. Și acum nici nu e normal, nu e creștinește, nu este matur să lași totul în grija unui singur om. Sigur. Pentru că s-a văzut că el n-a scos din diferite situații, într-o mulțime de momente când ziceai că gata, lucrurile s-au înfundat și cu spatele la zid, până am reușit să găsească o soluție și am început să ne comportăm ca niște copii care sunt în siguranță, pentru că e tata acolo, e mama și are cine să se ocupe dacă e vreo problemă. E sindromul de tătuc. Intrăm în contact cu realitatea, deci lucrurile astea nu poți să le lași unui singur om în spinare, pentru că a făcut ce a putut, a făcut mult mai mult decât puteai să-i ceri, fiindcă n-a avut niciodată majoritatea pe care o are Victor Orban, de exemplu, în Ungaria. Nu s-a putut baza pe dele. A fost o mulțime de dificultăți. Deci el practic a făcut acrobații deasupra propastiei pline de șerpi și de scorpioni și în timpul ăsta a mai și făcut să meargă instituțiile, lucru pe care nimeni nu-l spera. A mai și făcut ceva curățenie pe acolo. Nici nu-ți vine să crezi că s-a putut. Și da, că au trecut abia acum avem adevărata măsură. Eu cred că asta a ceea ce s-a întâmplat și de fapt noi n-am conștientizat nicio secundă. Am trăit într-o iluzie. Am trăit într-o iluzie. Poate că era momentul, știi, să vină așa, ca și cum... O trezire. O trezire, știi, a sunat cineva clopoțelul și a zis... Asta mi se întâmplă și... Băi, stați așa puțin, că totuși niște instituții în statul ăsta funcționează. Da, mai ales când l-ai văzut pe Adrian Năstase dus la Rahova. Când l-ai văzut pe Adrian Năstase dus la Rahova, când ai văzut că Curtea Constituțională cere ajutor Comisiei de la Veneția, adică cere ajutor, reclamă faptul că nu sunt lăsați să fie independenți, să judece. Da, și DNA își vede de treabă și nu pare să fie lăsat impresionat de loviturile de stat. În alta Curte de Casație și Justiție își vede de treabă. Se pare că avem instituții care funcționează, da, iată, după 22 de ani, instituțiile au dat dovadă că asta a fost un test pentru ele. Acest moment a fost un mare test pentru aceste instituții. Faptul că s-au ținut cu fruntea sus, au avut demnitatea să nu cedeze niciun milimetru și asupra presiunilor infernale, da, ale tuturor trusurilor de presă și în fața amenințărilor directe. Directe personale, cum a pățit judecătoarea de la Înalta Curte de Casație, de la Curtea Constituțională. Așa. Deci au avut, plus, înainte aduce aminte completul de 5 femei care l-a judecat pe Adrian Năstase. Da, și ele au fost amenințate și așa mai departe. Și ele au fost încercări de a fi mituite și au refuzat categoric. Deci oamenii ăștia dovedesc că asta, cu CSM-ul ce s-a întâmplat, da? Iacătă. Dar chiar și cu presa, Alexa. Chiar nu mă așteptam, pentru că îmi amintesc că în 2007, într-o situație destul de asemănătoare, presa nu arăta așa. Și nu mai vorbesc de 2004, când nu era decât un ziar de o parte și restul tot unanimitate, cum să zic, așa, blindată. Chiar și la televiziuni. Acum sunteți voi, SB1 și, și chiar și celelalte, bine, sigur, nu sectele, antenele și... sectele. Asta, da, alea sunt foarte angajate în... Dar vreau să zic că totuși sunt anumite, se pare că se respectă așa niște standarde surprinzător față de violența loviturilor care s-au produs. Eu cred că astea sunt momente care ne prind bine, adică Doamne, Doamne știe de ce ne trece prin anumite încercări, fiindcă noi altfel... Ne mai dă câte un semn așa, mai copii, ziceți că sunteți victime? Uite ce victime sunteți. Exact, asta e. Adică noi ne plângeam, ne voicăream că nu sunt niciodată destui bani, că niciodată nu reușești să faci tot ce ți-ai dori, că, mă rog, sau mulțime de dorinte omenești. Apropo, scuză-mă că te întrerup, astăzi, nu știu ce ziar, citam că s-au matriculat în 6 luni în România nu știu câte Ferrari și nu știu câte Porsche. Da, bine, sunt și unii care... Nu suferă de criză. Da, dacă stă cineva să citească presa românească și să citească știrile astea, zice, ăstea se vaită, ies în stradă că n-au ce să mănânce și matriculează Ferrari și... Da, eu asta cred. Aici cred că trebuie să revenim la chestia asta cu n-au ce să mănânce, fiindcă s-ar putea ca lucrurile să adâncească într-o propastie. Că da, asta precis, iar a crescut euro. Da, da, eu zic că la asta iar a luat-o la vale. Să rămân încă la nivelul așa lucrurilor înalte. Aș vrea să mai spun că sunt momente în viață când treci printr-o încercare, când ți-e teamă pentru sănătate sau sănătatea cuiva apropiat sau eu știu, e un moment dificil, atunci imediat îți amintești de Dumnezeu. Te duci și te rogi, ceri iertare de păcate. Deci, practic, trăiești într-o realitate în care a trebuit să fii toată viața, dar nu ești decât în momentele astea de încercare. Tu îți dorești ca ele să treacă, pentru că nu-i plăcut să fii în ele. Dar adevărul e că astea sunt momentele de realitate. În astea chiar ești tu așa cum ar trebui să fii, în fața lui Dumnezeu. Da, și stai să te întrebi, domne, și... oare cum am judecat eu lucrurile, știi? Da, ce priorități am avut eu, câtă dreptate am avut eu așa față de ceea ce s-a întâmplat și că la un moment dat ai impresia că toată lumea zice că ești nebun. Da? Eu ți-am mai spus că ăștia care mai ne-am ținut tare așa, o să ajungem ca, așa prevedeam eu că era destul de o să ajungem ca animalele de la grădina zoologică, alea rare. Să se mire lumea. Da, trecăia și se uită la noi în cuști să vadă cum suntem. Deci o armată întreagă de credincioși mici, ascunși în spatele calculatoarelor, s-au chinuit de ani de zile să creeze impresia că noi nu avem dreptate, să ne înjure, să ne terfelească, să... Nu pot să spun că toți am trecut prin așa auzit și ce ți-ai încasat. Din greu. Și acum și ce amenințări cu canalul, Asta e lipsa de raportare la o lege mai... Acum știi, nu mai sunt la vedere. Acum te atacă pe private. Pe private, dar întâi încep să se împrietenească cu tine. Știi, ăsta e stilul, că vreau să spun care e tehnica. Tehnica, îmi place foarte mult emisiunea ta, de exemplu, mă uit la tine, zice, ești prea deșteaptă ca să faci o asemenea emisiune. Ar trebui să te duci peste graniță. Că aveam mare... Îți dai seama. Niște aberații, după care începe. Ți-ar sta bine la țară, ar trebui să pleci din oraș și oricum, dacă nu te gândești bine, o să ajungi la canal. Da? Până la urmă s-a terminat tot cu... și lucruri asumate. Chiar am răspuns. Stimabile, eu chiar aștept să fiu primul dizident din democrație. Dacă asta e democrație. Eu sper că nu o să ajungem și la asta, numai că lucrurile pot și să fie și mai periculoase. Da, vorbeam de percepție, că știi că sistemul ăsta, eu am mai zis de treaba asta și zic de fiecare dată, sistemul este susținut. E susținut de oameni obișnuiți, da? Pentru că ăștia se bucură cum se bucură ea, cu sticla de ulei și cu kilul de zahăr, se bucură. Pentru cât timp? Cât îți ajunge un litru de ulei și un kilogram de zahăr? Zi-mi și mie, cât? Eu cred că aici este altă eroare pe care o facem destul de des, din păcate, și am mai vorbit de ea și în altă emisiune. Nu ar trebui să judecăm de sus nația. Și să zicem că nația, dar ei trebuie să conștientizeze. Bun, ăsta îmi dă acum, ce-mi dă, punga electorală. Da, chestia asta că îmi dă e un rezultat al comunismului. Asta nu e ceva normal să existe într-o societate mentalitatea asta. Eu mi-aduc aminte că bunicul meu din partea tatălui, care era un țăran din Ardeal, un om care a muncit toată viața până la 94 de ani în continuu, nu primea cadouri. Nici de ziua lui, nici nu voia să-i face o bucurie, o surpriză, el era șocat. Cum să primească el ceva pentru care n-a muncit? Ce el nu poate să muncească, ce el nu poate să-și cumpere? Adică, asta, cum să zic, n-ar fi primit pentru că avea această demnitate, nu ar fi primit cadouri. În niciun caz nu ar fi acceptat pomană de la stat, să-i dea statul, să-i asigure, să-i împartă. Nu, domne, munca lui. Și vreau să spun că de nu știu câte ori în viață i s-a întâmplat să pierdă totul, pentru că s-a cedat Ardealul, a pierdut tot ce a avut, după aia a trebuit să refugieze, după aia iarăși de la început, până au venit comuniștii și au luat tot ce reușit să se mai încropească și nu s-a lăsat nicio clipă, n-a avut niciodată mentalitatea asta pe care o vezi acum atât de frecventă, de asistat, nici la bătrânețe, fiind pensionar, niciodată nu a avut nevoie de ajutor de la nimeni. El ajuta, era un om foarte generos. Oamenii ăștia sunt oameni care știu ce vor, știu cine sunt. Da, o demnitate. Sunt oameni demni care își asumă, sunt responsabili. Problema este că această mentalitate, eu am și scris în 2009. În 2009 am scris un articol, se cheamă România lui să se dea. Că tot vorbeam de România lui să se dea. Și o să-l citesc repede, să vezi un pic ce spun. Sintagma România lui să se dea se exprimă prin modul conjunctiv al tuturor posibilităților și nu al certitudinilor și de aceea se confundă cu viitorul popular mioritic și de-ar fi să mor în câmp de mohor. Este și reflexivă că doar tot noi l-am dat pe gânditorul de la Hamangia, exprimând un grad mare de subiectivism asezonat cu un egoism ascuns cu mare măestrie. Suntem un popor de romantici onirici, de visători în sens pozitiv. În schimb, sintagma asta adevărată ne pune eticheta de cerșetori care așteaptă să fie miluiți, un popor abulic incapabil de decizii, decât atunci când explodează terciul în ceauni, indiferent de consecințe pe care ni le asumăm fără discernământ, în timp ce câțiva aleși își asumă rolul de a decide. Unii ne dau lecții despre sărăcia cognitivă și au în schimb grija abundenței digestive, ca să mă exprim elegant, așa zisa umplerea mațului care încetinește mintea în dauna cugetării, făcându-te să șezi acolo unde se dă ceva, vezi cârnatul cel mai lung, bucățica de tort, pachetele de toamnă, un fel de Moș Nicolae care a spart paradigma pantofiorilor puși în geam și altele asemenea. Să nu mai vorbim de fasolea cu ciolan, micii, sarmalele și alte porcării naționale date cu ocazia alegerilor. Important este să se dea și să nu se piardă sintagma cu datul. Ne e dat din mostrămoși, oare? Numai dacă ne gândim la colindele cu colaj spre satisfacția stomacului imbuibat în amintirea răposatului, însoțite de strachina umplută pentru acasă, până la dați un leu pentru Ateneu, suntem predestinați să nu excludem din viața noastră verbul a da, chiar dacă suntem guvernați sau guvernanți. O fi un dat, dă Doamne! În afară de mintea românului cea de pe urmă, noi dăm din colț în colț și ne rugăm ca pe vremuri de 1 mai muncitoresc, dă-i Doamne să nu muncesc. Nici imnul național n-a scăpat verbului a da, să dăm dovezi la lume. Dar și să jurăm că vom da mâna să fim pururea frați. Eiași, ca ce să mai spun de dansul paparudelor atunci când natura nu este darnică cu noi, o cutumă în care incantația cărămidă nouă dă Doamne să plouă, cărămidă rea dă Doamne să stea, cuprinde același verb. Să se dea, nu contează de către cine. Unii se dau peste cap precum profesorii care pun mai mereu decât o grevă, pe vremea era cu greva, niciodată finalizată, ci doar șantajistă în funcție de fix ce obțin liderii de sindicat, alții dau din coate și se încăpățânează să considere protestul dita mai grevă refuzând să intre în instanță, și vorbeam despre Năstase, ci că nu le dă destul statul. Asta înseamnă să lucrezi la stat. Parcă mai contează că ambelor categorii s-au dat 90 de zile de relaxare antistres față de stresul produs celorlalți. Însă te pui cu ce se dă la televizor, se dă, înseamnă că e adevărat. Păi cum? S-a înrădăcinat atât de adânc în mentalitatea și comportamentul nostru din vremurile dinainte de 89, că unde mulți se dă o creștere și duzmanul se răcește. Oricum, important e că se dă. Un fluturaș, un calendar, o brichetă, o sacoșă, ghiozdanele, ulei, făină, zahăr, bilete de tratament, excursii pentru pensionari, legi, ordonanțe, ani grei de închisoare la cazinouri și lovituri de stat, în picioare sau la coadă, unde ar putea da ceva o măslină, o atenție. Deci se dă unde, cât, în ce vot și cui, că nouă ne scapără buza. Nimeni nu se întreabă, dar de ce se dă? Toată lumea suferă de la ce bunită. La ce bun să-mi schimb mentalitatea și comportamentul și să învăț să iau singur decizii. Să-mi schimb datul când e mai simplu să-l accept pe cel hotărât de alții. Doar se dă, nu? Fraier am fi, să nu luăm orice s-ar da, praful de pe tobă, vorbe în vânt și alte nimicuri, uite așa de-ai naibii. Importantă este mâna întinsă orientativ, în care dacă nu curge, pică. Nu, cred că sunt momente cum e ăsta, în care avem șansa, ni se mai dă încă o șansă, să renunțăm la tot înaintea unui moment, scriam articolul ăsta în 2009, da, acum mi se pare că e și mai vizibil, adică e consecința unei decizii nesăbuite. O să ne coste îngrozitor, o să ne coste o prăbușire nemai văzută până acum, nemai încercată. Deci aici nu e o chestie de experiment. Nu cred că își dorește nimeni. Cred că se vede foarte clar ce traiectorie a luat cursul leului. Da. Și asta, și numai. Aici, au da, deci acum firmele să plece, deci firmele străine și, da, și ratingul pleacă, nostru, da? Și imaginea noastră, imaginea pentru investitori. Da, deci oricum deja ne costă foarte mult, ne costă. Și ne va costa pe termen jocurile, dacă guvernarea actuală va plăti toate costurile, că le vom plăti. Nu, ei vor fi zburați de mult, noi, când noi încă o să mai plătim. Chiar dacă vor fi zburați, tot noi le vom plăti și ne vom reveni cu greu. După ce de-abia ne pusesem așa un pic pe linia de plutire. Da. Deci deja ne costă foarte mult. Deja cred că cine are, de exemplu, credite în euro, vede că a început să crească foarte mult cifra aia care vin acum de plătit. Și asta cred că poate să-i ajute să gândească și pe cei care n-ar fi vrut să o facă. Adică, lăsând acum argumentele astea înalte și, eu știu, de moralitate și de raportare la Dumnezeu și la conștiință, coborâm un nivel mai jos pentru cine nu vrea să urce la acele criterii, dar care, cum să spun, au buzunar totuși. Și la buzunar chiar că doare. Deci tot experimentul ăsta, Ponta și... Tot experimentul ăsta, eu am zis, când va lovi în buzunarul cetățeanului... Deja lovește, deja se simte. Adică o să mărească nominal salariile dacă le-o mări, că nu le-a mărit până la urmă. Până acum nu le-a mărit. Dar și dacă le-ar mări, le-ar mări printând bani. Deci nu are cum să fie aceeași valoare. Deci e posibil să ajungem la situații din alea, cum sunt consemnate din anii 30 sau... Da, nu, deci au fost etape așa în care inflația și o luaseră la vale în asemenea hal, încât nu mai făceai nimic cu salariul. Te duceai repede și la primul colț cumpărai de tot banii ca să... Era, nu știu cât ajunse, 200% inflația. Da, deci poate să se întâmple orice, pentru că dacă lucrurile au luat așa la vale, nu se știe unde se vor opri. Astea sunt chestii pe care nu le poți controla. Nu poate Ponta să dea o ordonanță de urgență că leu rămâne fixat atâta. Astăzi a apărut, că vreau neapărat să discutăm despre acest lucru, pe 9 iulie, 9 când a fost alaltări. Da. Așa? A apărut în Frankfurter Allgemeine Zeitung un articol al lui Carl Peter Schwarz. Ne-a obișnuit deja cu articolele despre România. Da, cred că știu despre ce vorbim. Domnul Schwarz, da. În care vorbește despre, practic descrie ce s-a întâmplat în România. Vorbește despre faptul că domnul Marga, ministrul nostru de externe, nu poate să facă diferența între partid și stat. Și ceea ce m-a bulversat când am citit a fost că a trimis săptămâna trecută omologilor săi din UE o scrisoare, fiți atente aici, care avea anexat un comunicat al Coaliției de Guvernare Social-Liberale USL privind recentele evenimente politice din România. Deci le-a pus comunicatul de partid cel care să voteze. Deci se pare că nu i-a convins, judecând după aspectul premierului la întoarcere. Neobișnuit, spune Schwarz, prin faptul că un ministru de externe trimite de regulă lor de poziții ale guvernului său și nu propagandă de partid. Deci ăștia nu cred. Se calcă în străchin așa, adică nu ratează una. Zicea că un guvern minune, curat că... Prea curat, că de prea curat ce a fost l-am văzut așa. Într-una într-alta. Și de competent îl vedem pe zi ce trece, da? Da. Mai e ceva important în articolul lui Carl Peter Schwarz. Folosește niște termeni fără să ezite. Vorbește de subminarea ordinii constituționale. Și are și o adresare destul de severă față de socialiștii germani și europeni, care nu, până, mă rog, a scris el articolul, încă nu se pronunțaseră suficient de dur față de toate lucrurile astea pe care le face Ponta și USL-ul în România. Așa. Și Carl Peter Schwarz îi atenționează pe domnii Schulz și Svoboda și companii că își protejează tovarășii din USL și se fac prin asta complici la subminarea ordinii constituționale într-o țară a Uniunii Europene. Corect. Așa vorbește Carl Peter Schwarz. Domnule, eu cred că e român, Carl Peter Schwarz. Am înțelege foarte bine despre ce e vorba, dar e un jurnalist cunoscut și respectat și Frankfurter Allgemeine Zeitung este unul dintre cele mai serioase ziare din Europa și din lume. Stau și mă întreb când văd asemenea nebunii, ce s-ar fi întâmplat dacă nu eram în Uniunea Europeană? Eu cred că, de exemplu, Carl Peter Schwarz ar fi scris la fel. Și Frankfurter Allgemeine Zeitung ar fi funcționat la fel. Mai e ceva ce spune el acolo, dacă tot a venit vorba în încheierea acelui articol. Se referă la această comparație, noi am mai vorbit de asta, că mai o comparație cu Victor Orban și Victor Ponta, care din păcate revine și se acute. Sistematic, nu numai la... Și nu numai la noi în țară, din păcate sunt mulți care o fac, dar acum, de ce mă gândesc eu să revin, Carl Peter Schwarz spune că e greșită. El cunoaște bine și situația din Ungaria și subliniază chestia asta, că da, Orban a schimbat Constituția. Nu a fost încălcată. Nu a încălcat-o, a schimbat-o. El a cerut un mandat popular în alegeri, a scris în program tot ce are de gând să facă. Lumea a dat această încredere și a dat 70% din voturi. Da. În momentul în care primești un asemenea mandat, chiar ești obligată și numai că ai legitimitatea să faci chiar schimbări în Constituție și să faci o reformă profundă a sistemului, dar ești obligat în conștiință să faci lucrul ăsta. Și după cum se știe, atunci când primești un mandat și o majoritate și ești hotărât să faci niște reforme, trebuie să le faci repede, la începutul termenului, fiindcă în timp se acumulează tot felul de eroziuni, încep dificultățile, nu mai ai aceeași energie, aceeași putere să faci lucrurile astea, care pot să fie și neplăcute, nu vorbesc numai de schimbări din Constituție, dar sunt și reforme destul de grele, de austeritate, toate lucrurile astea, el era dator să le facă, nu numai că avea justificare. Deci el nu a încălcat regulile, a formulat regulile altfel. Aici eu cred că, din păcate, există o tendință să ne repezim, să vorbim despre realități din țări pe care nu le cunoaștem bine. Ungaria e o țară apropiată. Am auzit și pe la televiziunile românești, pe la toate emisiunile, dacă stai și mături seara așa la talk show-uri, tot timpul se aude această comparație cu Victor Orban. E foarte nedreaptă, e profund nedreaptă și se ajunge la vorbe din astea cu fascism. Este anticomunist. Asta e cel mai important și cel mai firesc ar fi comparația să o facem cu Gyurcsány, predecesorul său, premierul socialist. Ponta seamănă cu Gyurcsány. Seamănă inclusiv la expresia feței, obrăznicia și cinismul pe care le găsim la colegului de aici. Dar cel mai important lucru, că aici, de fapt, cu asta am început noi emisiunea, situația pe care noi o avem acum cu USL-ul se trage din comunism. Din comunism, dintr-un regim criminal, ilegitim și criminal și din instituțiile sale care s-au privatizat, s-a tras sistemul Iliescu. Și din sistemul Iliescu direct descinde Ponta, da? Și USL-ul. A făcut pui. Exact, da. Deci asta este un pedigrii fără de care nu ar exista, deci de n-ar fi, nu s-ar povesti. Așa este. Ar putea să fie probleme și plăci și patologii în societate și în viața politică și peste tot sunt, așa e aici pe pământ, deci lucrurile nu pot fi perfecte. Dar în cazul de față, în problema asta de care vorbim, este foarte clară această filiație. În cazul Ungariei, Fidesz e de partea cealaltă. Da. Fidesz este anticomunist. Orban este un om care s-a luptat cu comunismul și înainte să pice. Deci a avut și el parte și de panchete și de o mulțime de tracasări. Un om curajos care a știut să țină steagul sus. Și acolo sunt mogulii de serviciu. Era de partea cealaltă la vremea respectivă. El în 89 de-abia își lansase cariera în UTC unguresc și după aia a devenit un prosper om de afaceri. Foarte bogat. Mai târziu, când a ajuns premier, a dus țara de râpă la propriu. Deci mai avea un pic și închideau. Era un pragul Greciei sau și mai rău. Gyurcsány a mințit toată vremea poporul în privința situației economice. În 2006 a fost chiar înregistrat odată când vorbea cu colegii lui și spunea cum a mințit el. Cum a mințit și cum i-a păcălit pe toți și cât de mare dezastru era de fapt ceea ce făceau ei și cum mințea el într-una. Înregistrarea a ajuns să fie cunoscută, a fost dezvăluită, lucru care a dat naștere unor proteste extraordinar de serioase. Oameni care au ieșit pe stradă ca să-și manifeste indignarea față de toată această situație. În protestele astea s-au manifestat pașnic, cetățeni civilizați, oameni serioși, văzându-și de treabă, dar au existat și provocări. Deci a existat un grup de indivizi, tineri, toți din aceeași vârstă, tunși frezați, care au atacat televiziunea și nu știu mai ce lucru, care a constituit pretextul pentru o represiune extrem de brutală. Aia s-a întâmplat în Ungaria în 2006. Da. Și eu nu țin minte să fi fost atâta scandal și atâta indignare și atâta îngrijorare împotriva lui Gyurcsány, cum este acum împotriva lui Orban, care nici pe departe, niciodată n-ar fi făcut așa ceva. Ei, și acum revin la comparația asta cu Gyurcsány. Mai este încă un element care ar putea să îi unească. În cazul lui Gyurcsány au existat niște acuzații de plagiat. Da. Dar nu putem să vorbim de ele pentru că Gyurcsány a amenințat cu proces pe oricine ar îndrăzni să aducă vorba de plagiatul de care a fost acuzat, pentru că el a fost mai norocos decât Ponta. Teza lui de licență care e în chestiune, despre care se afirmă că ar fi fost identică cu cea a cumnatului său care își dăduse licența la aceeași facultate cu un număr de ani înainte, teza lui Gyurcsány, zic, a dispărut de pe fața pământului. A dispărut din univers. Nu mai găsește nimeni nicăieri, nimeni nu mai are o copie. N-a fost păstrată, nu se știe cine a fost răufăcătorul care a făcut-o să dispară, dar fiindcă a dispărut, nu se poate dovedi că este sau nu este plagiat. Și atunci Gyurcsány amenință cu proces pe oricine ar implica... Mă rog, asta e o paranteză, e o glumă, dar vreau să zic că inclusiv la asta. Deci nu știu de ce nu se gândește nimeni să-i compare poștia. Da. Uite că ne-am gândit noi. Noi ne-am gândit. Altă chestie care mi se pare importantă în privința acestei comparații cu... De ce am revenit la asta? Pentru că am văzut în Gazeta Wyborcza. În Gazeta Wyborcza, mare îngrijorare în privința situației din România și interviu cu un jurnalist român, nu vreau să spun acum. Deci eu nu vreau să atac pe nimeni, că e doar o chestie de principiu. Jurnalista de la Gazeta Wyborcza conduce astfel interviu încât să se ajungă, bineînțeles, la Victor Orban. Deci ea este cea care provoacă. Și românul zice, da, sigur, se pare că da, suntem foarte îngrijorați, România se urbanizează, nu știu mai ce. Deci acum nu mi-amintesc exact răspunsul lui, dar în orice caz merge. Deci el cade în această chestie. Am auzit și voci de la Bruxelles care spuneau că, ale socialiștilor, care spuneau că România se urbanizează. Da, eu cred că asta e. Deci Gazeta Wyborcza e un ziar foarte profesional, foarte de stânga, foarte ideologizat, dar oamenii ăia știu foarte bine ce fac. Adică sunt extrem de iscusiți. Nu scriu nimic la întâmplare. Nici o vorbă de acolo nu este aruncată așa din greșeală. Sunt programatice. Deci, practic, după Gazeta Wyborcza, toată stânga poloneză și toată presa mogulistă și televiziunile și toată lumea se aliniază, de acolo și azimutul și de acolo și au textele pe care trebuie cu toții să le susțină. În momentul în care a dat Gazeta Wyborcza acest semnal, este clar că acum toată lumea trebuie să spună că toate nenorociile astea pe care le face Ponta în România și guvernul USL sunt asemănătoare cu Orban. Deci aruncăm pe Orban toată mizeria ca să ștergem tot pedigriul ăla comunist de care vorbeam. Pentru că problema și în cazul lui Gyurcsány, și în cazul lui Ponta, și în cazul Poloniei, deci acest guvern acum liberal, socialist, liberal, mă rog, liberal de stânga care conduce Polonia în prezent, este reprezentantul establishmentului, moștenit din comunism. Pentru că nici acolo n-a avut loc comunizarea și ilustrația. Degeaba s-a luptat Kaczynski. A căzut cu avionul la Smolensk și acum nu mai este. Deci toate chestiile astea sunt paralele. Deci în fiecare din aceste țări, moștenirea asta a acestui establishment comunist este aceeași plagă care dă naștere mafilor, care dă naștere acestei atitudini de călcare în picioare a legilor. Da, bineînțeles, toate sunt de acolo, din același loc. Dar vreau să zic că... Uite ce face Ponta. A schimbat conducerea de la ICR. Da, deci pe interesează foarte mult memoria și cultura. Și a încercat să pună mâna și pe ICR și sperăm că nu finalizează... Da, încercat să pună mâna... Deci au atacat și arhivele statului și lucrurile astea ele consideră și pe arhivele statului, ca să nu se poată duce orice cercetător, adică să nu se mai poată duce cercetătorii să studieze diverse documente aflate acolo, nu? Da, asta arată importanța și actualitatea ilustrației și decomunizării, pentru că se mai aud din partea, de obicei, din partea postcomuniștilor, se aud două chestii care sunt contradictorii. Că, dom'le, de cine se mai interesează acum de chestiile astea, mai terminați, tineretul de astăzi nu mai vrea să audă, ce-s poveștile astea, aparțin trecutului, noi trebuie să o privim în viitor, nu mai interesează pe nimeni. Pe de altă parte, tot ei zic, sunt periculoase, nu e bine să umblăm la lucrurile astea. Nu, asta e vânătoare de vrăjitoare, nu știu ce. Doamne, hotărâți-vă care dintre cele două. Părerea mea este că asta este păcatul strămoșesc pe care îl moștenim și îl plătim acum. Noi ne-am prins așa într-un carnaval. Am acceptat că PSD-ul e un partid normal. Nu am ținut cont de faptul că este nou PCR și că poartă în spinare și averile și conexiunile și complicitățile și vinile și toate crimele din trecutul PCR-ului și al securității și toate conexiunile externe, estice, care sunt implicate în asta. Ne-am făcut că e un partid normal cu care poți să concurezi tu făcând de la zero un alt partid. Nu, eu cred că a fost o greșeală să tratăm La fel și presa, la fel și presa. Deci să vorbești de presa din Ungaria, că a fost liberă până la Orban și de acum nu mai e liberă. Eu n-am știut ce se întâmplă până când n-am găsit într-un articol explicația asta. Dom'le, el a pus niște piedici, dar e vorba de presa mogulistă. Aia nu era o presă liberă, deci era complet dezechilibrată piața asta media. Cum e la noi. Așa cum e și la noi. Da. Eu nu poți să concurezi cu un supermiliardar și tu să faci de la zero o televiziune și, cum să zic, un întreg concern media, cum pot ei să-și permită. Așa a încercat și Murdoch. Da, astea sunt distorsiuni puternice. Da. Da, nu știu. Deci ca să aduci lucrurile la normal și la competiție, trebuie un pic să reduci din aceste disproporții. Mai sunt, mă rog, am mai auzit și altă comparație care e numai puțin absurdă, cu Paraguay. Da. Paraguay e o țară din America Latină, deși sună exotic așa și, mă rog, am văzut și că începe să râdă gândindu-se la, ce știu așa, o comparație cu o țară bananieră. E adevărat că e o țară săracă, Paraguayul, dar sunt oameni necăjiți care se luptă cu o mulțime de greutăți și de situații. Președintele din Paraguay a fost suspendat de către Cameră și Senat, în urma faptului că a organizat o mineriadă. Deci e invers. La ei e ca și cum l-ar fi suspendat pe Iliescu. E ca și cum o țară a dovedit că e normală. Că președintele care a organizat violență împotriva cetățenilor propriei țări a plătit factura. A fost chemat în fața... Iliescu la noi e bine mersi, și e suspendat Băsescu. E exact invers. Deci comparația este total nepotrivită. Total nepotrivită. Ca să nu mai zic că acum Paraguayul este ținta tuturor atacurilor, că în America Latină majoritatea guvernărilor sunt de stânga, toți sunt tovarăși care fac parte din forul de la Sao Paulo și toți înfierează Paraguayul și cer să intre în legalitate și se poartă ca și cum Paraguayul ar fi, cum să zic, Cuba sau Venezuela. Ba chiar Venezuela se duce, trimite comisie să vadă dacă în Paraguay sunt respectate regulile democrației. Venezuela lui Chavez. Judecă dacă în Paraguay democrația nu cumva este în pericol. Bun. Deci la asta s-a ajuns. Asta, eu zic că trebuie să avem mare grijă când facem comparații internaționale, să ne uităm puțin despre ce e vorba sau să renunțăm la ele, că putem să ne lipsim. Nu e nevoie neapărat să aducem vorba de Paraguay. Sim. Sau de Antanas Mocus, cum făcea Nicu Șordan. Dom'le, ce penin. Am văzut filmul ăla, apropo... Filmul de propagandă al lui Mocus, care e... un tip complet irresponsabil, da. Deci din asta care vrea să dezarmeze armata și poliția într-o țară afectată de violențe, de organizații teroriste înarmate, gherile, care în combinație cu vecinii ostili, cu Ecuador și cu Venezuela, care oricând sunt gata să atace, vorbesc de război, și ăsta a candidat la președinția Columbiei, vrea să desfințeze armata. Să desfințeze armata. Așa a zis, da, într-un interviu, că el e pacifist și că visul lui e să desfințeze armata. Păi, dar armata nu este pentru a ataca, ci pentru a te apăra. Dar nu numai că e pentru a... Dar asta, el nu zice chestia asta într-o țară din Europa Occidentală sau unul din statele care alcătuiesc Statele Unite ale Americii. El spune asta în Columbia, țară care are graniță cu Ecuador și cu Venezuela. Raiul care, pe pământ, vorba aia, pentru da, unii. Și care găzduiesc gherilele anticolumbiene. Da, și care au amenințat, deci Chavez cel puțin a amenințat cu războiul de nu știu câte ori. Și Chavez e înarmat până în dinți, cumpără toată ziua arme din Rusia. Adică în condițiile astea a zis Mocus că să desfințăm armata. Deci ăsta este modelul Nicușor Dan. Da. Eu, acum, sigur, regret că am consumat atâta timp cu discuții despre America Latină, dar astea sunt reacții. Pentru că nu eu le-am adus. Pentru că, sigur, nu că eu am adus vorba de Antanas în spațiu public, încât da, toată lumea a văzut filmulețul. Explicate, pentru că e foarte grav dacă ne luăm ca reper niște... Da, astea sunt inverse, deci inverse, sunt contramodele. Da, sunt contramodele, nu și modele. Situația asta din Paraguay. Foarte bine că l-au suspendat de scoaterea în valoare, în evidența valorilor, da? În loc să scoatem în evidență valorile, de fapt, ziarele, să ne aducem aminte din 90 ani, ca dacă stăm să ne uităm cum au evoluat presa în România, dacă deschizi unele ziare, parcă deschizi site-urile porno. Deci era vorba despre... Eu chiar atunci am atras atenția într-un articol prin 2008 în care spuneam că este inadmisibil ca oamenii să cumpere acest ziar, să-l ducă acasă și copiilor să se uite prin el, da? Da, acolo copiii săraci câte porcării pot să vadă și în metrou desfăcute, tot felul de jurnale și copiii trec și văd. Unii trec și văd, deci... Da, sau ajunge să, nu știu, să se joace cu telecomanda și au degenerat până într-acolo că libertatea s-a înțeles ca libertinaj. Ceea ce e un fel de contradicție, cum să spun. E o contradicție. Asta nu e o eliberare, e o dependență de niște lucruri care sunt mult mai joase decât... sarcere pentru... Toate lucrurile astea trebuie explicate, toate înțelesurile lucrurilor, că poate cu această ocazie lumea începe să se gândească de două ori, știi? Și așa acum sunt mulți oameni care își pun semne de întrebare și de fapt e ca și cum... Eu cred că Ponta și cu Antonescu au făcut cea mai bună campanie lui Traian Băsescu. Da, nesperată. Nesperată. E adevărat. Asta arată, da, că Dumnezeu nu doarme, fiindcă dacă ne amintim puțin de scandalurile dinainte de căderea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, și tot făceau mare caz de sondaje în care Băsescu ar sta prost și acum sigur că a trecut printr-o criză, a fost foarte tare ponegrită și a făcut o campanie de ură, de revărsare așa de ură de toate antenele zi și noapte, zi și noapte, de ani de zile, au reușit să păcălească ceva lume. Dar asta e beneficiul trezirii la realitate, deci ne dai cu capul de ceva, dar te trezești și o vreme ești lucid. Eu sper că să fim lucizi până la sfârșitul lunii. Da, nu numai până la sfârșitul lunii, ci vom rămâne lucizi tot timpul. Anca, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Îți mulțumesc că ai venit astăzi. Te-am deturnat de ieri că a fost Angela în București și atunci i-a plecat și... trebuia folosită așa. Iar tu ai fost de acord că din toată inima, ca să putem să vedem. Ai venit bine, cu o grămadă de vești și cu o grămadă de informații ca de obicei nemaipomenite. Vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Ne puteți revedea mâine dimineață între 7 și 8. Mâine seară începem la ora normală, 24. Nu uitați să întineriți și o noapte bună vă doresc.